Ei, doar datorită faptului, Iana, după ce fată vaca, Iana depune un efort destul de mare, ca orice mamifer. Trebuie să dai un pic de apă călduță, cu un pic de tărâți. Eu i-am învățat, numai cine a ținut minte, tot doar că i-a dat un cazan în loc de un pic. Și în momentul ăla fac o intoxicație, sângele devine foarte vâscos. Și nu mai, efectiv, nu mai poate pompa inima. Și în momentul ăla se cheamă venisecție, sau, cum spune ei, sânge la un animal. Ei, acel sânge nu mai curgea nici pe ac, s-a luat cu un trocar, așa, pe o parte îi luai sânge, pe cealaltă îi făceai perfuzii cu glucoză, cu zeer fiziologic. Cu așa, până la urmă, acel animăluț a scăpat. Ei, normal că omul ăla și-s vreo 7-8 ani de atunci și fiecare dată și acum are vaca. Cum mă vede și amintește de acel caz. Ei, mai sunt și cazuri când am stat cu un cal 4 ore în drum, trândit jos și omul nici măcar nu și-a mai adus aminte să aducă banii, dar astea sunt. Dar ce pățise calul respectiv? Poftim? Ce pățise calul respectiv? Aveau colici și la fel, aceeași problemă cu intoxicația alimentară, adică îl scăpase pe câmp și mâncase foarte mult porumb. Asta era problema.